Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de povara de a fi pe placul oamenilor. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 29. Mult prea adesea, faptele ne sunt dictate de nevoia disperată de a fi pe placul altora. Ne pasă atât de mult de ceea ce cred ei, încât la fiecare pas pe care îl facem, privim peste umăr ca să vedem dacă zâmbesc sau își încruntă sprâncenele. Înțelege un lucru. Dacă ești mereu în căutarea aprobării din partea oamenilor, nu vei mai ține propria direcție și în cele din urmă te vei confrunta cu lucruri și probleme uriașe sau te vei distruge singur. Biblia ne dă exemplul apostolilor care credeau și afirmau: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Ce crezi că se va întâmpla dacă îți expui punctul de vedere și îl susții? Realitatea este că cei care nu ți respectă drepturile și nu pun preț pe dorințele tale nu sunt demni de timpul sau de efortul tău. Nici nu merită să porți cu ei discuții prelungite. Spune-le simplu: la revedere. Nu vorbim aici, desigur, de căsnicie sau de copii. Când teritoriul a devenit prea mic pentru ca turmele lui Avraam și ale lui Lot să pască la oaltă, a izbucnit cearta. Avram îl iubea pe nepotul său Lot, dar și-a dat seama că nu mai poate trăi într-o asemenea situație, așa că a zis: mai bine desparte-te de mine. Dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga. Citește asta în Geneza, capitolul 13, versetul 9. Cum se încheie această relatare? Lot și-a ales cel mai bun teren pentru pășune, aproape de Sodoma, și drept urmare, toată agoniseala sa a pierit în foc. Avraam însă, care se gândea întotdeauna cum să fie pe placul Domnului, a ajuns nu numai să fie binecuvântat el însuși, ci a devenit o binecuvântare pentru popoarele lumii. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta: Dumnezeu vrea să te elibereze de dorința de a fi pe placul oamenilor.